Peste 200 de producători agricoli sunt așteptați în acest weekend de ziua recoltei la Târgu Jiu. Cu această ocazie, cei prezenți vor putea cumpăra o gamă variată de legume și fructe, dar au și posibilitatea să deguste din producția de must din această toamnă. Primăria Târgu Jiu pregătește cu acest prilej și un spectacol de muzică populară susținut de ansamblul artistic Doina Gorjului. Sărbătoarea va debuta începând cu ora 10 cu un spectacol oferit de fanfara Armonia. În prezența autorităților, cetățenii o să facem un periplu prin piața centrală și nu numai, pentru că vor fi mai multe standuri, în mod special fiind ziua recoltei, o să fie amenajate multe standuri, multe expoziții cu legume și fructe autohtone. O să avem și o expoziție florală, o expoziție de produse ceramice, o expoziție de produse de utilaje și mașini agricole. O să mai avem diferite surprize cu obiceiuri, tradiții. La eveniment sunt așteptați peste 200 de producători agricoli de fructe și legume. Am luat legătura cu mai multe societăți comerciale care, începând cu sâmbătă, deci pe parcursul a două zilei, o să prezinte cetățenilor spre vânzare diferite produse tradiționale, știți foarte bine, mititei, sărmăluțe, pastramă. O să funcționeze și o mustărie în așa fel încât cei care au posibilitatea să-și cumpere sau să deguste un pahar de must. Manifestările din piața centrală se vor încheia cu un spectacol de muzică populară oferit de ansamblul artistic Doina Gorjului. Totodată, în acest weekend, autoritatea locală pregătește o surpriză și pentru persoanele care trec prin centrul municipiului. Doritorii pot degusta must de la cele două mustării care urmează să fie amenajate în zona centru Victoria. Peste 1000 de căni de pământ pline cu must vor fi împărțite trecătorilor.